Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, miercuri seara, polițiștii din Vișeu de Sus au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism, având direcția de mers Vișeu de Sus spre Moisei. Conducătorul auto nu a respectat însă semnalele polițiștilor, continuându-și deplasarea cu viteza mărită. Polițiștii au urmărit autoturismul pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri până în zona complex turistic Borșa. Trage pe dreapta! Trage pe dreapta că trag! La un moment dat, conducătorul autoturismului ar fi frânat brusc, iar în urma unui viraj a intrat în coliziune cu autospeciala de poliție. Unul dintre polițiști aflați în autospecial a folosit armamentul din dotare, trăgând-o în foc de avertisment în plan vertical, după care două focuri asupra pneurilor autoturismului. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 65 de ani din Borșa care nu are permis. Conducătorul autospeciale a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, iar în cazul bărbatului de 65 de ani a rezultat o concentrație alcoolică de 0,37 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În urma evenimentului a rezultat atât avarierea autospecialei cât și autoturismului. În cauză, polițiști au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis. Continuă cercetările în acest caz.